Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit la emisiunea Alternative. Răspunde aici, din studio, Media TV Cimișlia. Stimați telespectatori, cine poate relansa agricultura în raionul Cimișlia? Cum pot reuși tinerii în agricultură? Cum pot beneficia de subvenții și de proiecte în agricultură? Despre aceste și alte teme vom vorbi astăzi în emisiunea noastră Duplex Cimișlia Chișinău. Și vom vorbi cu invitații noștri prezenți. Este vorba de Adrian Talmaci, lider agricol în satul Sagaidac, raionul Cimișlia. Bun venit! Mulțumesc! Bună seara! Și cu Denis Gherciuc, antreprenor din satul Bogdanovca, raionul Cimișlia. Spasibo, dobrý večer! Pentru început aș vrea să prezint invitații noștri, să le fac o surpriză, cu o carte de vizită video. Rog, regia! Adrian Talmaci, născut la 1 septembrie 1987 în satul Sagaidac, raionul Cimișlia. În 2003, în clasa 9-a, și-a procurat primul tractor MTZ-82. În 2011 a absolvit Institutul de Relații Internaționale din Moldova. În prezent gestionează peste 500 de hectare de cereale în satul Sagaidac, raionul Cimișlia, cu 10 angajați și 2 combine performante. Denis Gherciuc, născut la 12 decembrie 1988 în satul Bogdanovca Nouă, raionul Cimișlia. În 2006 a absolvit 11 clase în gimnaziul din orașul Cimișlia. În 2016, prin proiectul 2KR, și-a procurat tractorul MTZ-892. În 2017, desemnat Tânărul Anului Sfera Agricolă, Gala Tineretului Cimișlia. În prezent gestionează peste 50 de hectare de culturi de câmp în satul Bogdanovca. Statele Moldovei au o șansă de relansare prin implementarea proiectelor în agricultură, prin deschiderea noi locuri de muncă pentru locuitori și prin dezvoltarea infrastructurii sociale la sate. Cineva s-a hotărât și a reușit în afacere în agricultură în sate, cineva mai puțin. Cine totuși până la urmă reușesc și ce sprijin primesc ei din partea statului și a comunității pentru a face satul mai frumos? La aceste întrebări aș vrea să îi rog să răspundă invitații noștri din studioul central din Chișinău. Constantin Olteanu este jurnalist în chestiuni de economie și Galina Petrache, șefă a Direcției de Politici și Programe în Dezvoltare Rurală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Pe această cale aș vrea să îi invităm pentru început să urmărim un reportaj de la televiziunea din Cimișlia și anume ce proiecte s-au implementat în raionul Cimișlia. Apoi revenim și discutăm. Vă rog! În ultimii ani, agricultorii din raionul Cimișlia au beneficiat de zeci de proiecte pe diferite dimensiuni. Potrivit șefului Direcției Agricultură Cimișlia, Vladimir Zamfirov, doar în anul 2017 din raion au fost depuse 176 de dosare la Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, AIPA, pentru subvenționarea agriculturii în sumă totală de peste 22 milioane de lei. La moment, agricultorii au primit subvenții în mărime de peste 19 milioane de lei. Urmează că celelalte 3 milioane să fie mai departe, să le primească după evaluarea dosarelor.
În ultimii 6-7 ani, potrivit lui Vladimir Zamfirov, parcul de mașini și tractoare din raion a fost renovat peste 50% datorită subvenționărilor și proiectelor din agricultură. În majoritatea cazurilor s-au folosit de programul 2KR. Acum mulți se merg prin programă de subvenționare în agricultură. Dar într-adevăr am beneficiat de subvenții la procurarea tehnicii agricole, adică mai mult feluri de tehnică agricolă. Am cumpărat un tractor și am beneficiat de subvenții, pe urmă am cumpărat un scarificator, iar am beneficiat de subvenții, am cumpărat o semănătoare, am beneficiat de subvenții. Am beneficiat de proiectul Parion Psonă din valoare 200.000, la care am adăugat și eu 200.000 și mi-am procurat combina. În structura culturilor agricole din raionul Cimișlia prevalează culturile de câmp. Astăzi în raion sunt puțin peste 4.000 de hectare de viță de vie, 2.000 de hectare de livezi și doar 150 de hectare de leguminoase. Lipsa apei pentru irigare, a brațelor de muncă, a pieței de desfacere a producției recoltate și infrastructurii post-recoltare și procesare sunt doar unii din factorii care frânează dezvoltarea horticulturii în raion. Totuși, datorită subvenționărilor și proiectelor susținute de stat și Uniunea Europeană, raionul Cimișlia poate păstra peste 4.000 tone de struguri și fructe în frigidere noi construite. Prin programele de finanțare, în ultimii ani au fost construite depozite frigorifice în satul Valea Pierjă de Societate cu Răspundere Limitată Valea Viilor, în satul lui Mihalovca și inclusiv în Cimișlia, Basan Agro, a construit frigideri de păstrare a fructelor, legumelor, strugurilor. Amintim agricultorilor că la moment ei se pot folosi de mai multe programe de finanțare. Printre ele menționăm programul MAGP, Competitivitate în Agricultură, finanțat de Banca Mondială, programul Rural IFAD 6 pentru procurarea tehnicii agricole cu 50% cost, programul pentru restructurarea sectorului vitivinicol până în anul 2020, sprijinit de Banca Europeană de Investiții și diferite domenii agricole subvenționate de stat și Uniunea Europeană. Important este că oportunități pentru agricultori sunt. Rămâne să le valorificăm. Cum și de ce ați hotărât să vă ocupați de agricultură? Această întrebare o adresez invitaților din studioul local din Cimișlia și încep cu Adrian Talmaci. Vă rog, Adrian. Da, mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare foarte bună și interesantă. Cum și de ce, în primul rând, noi suntem născuți la sate, adică practic începutul toți au trecut prin așa zisă agricultură, dar mai intensiv, cum ați menționat și în reportaj, în 2003 părinții au procurat un tractor și eu personal am început să lucrez pe el. Am lucrat până în 2005. În 2005 am plecat la universitate. Am absolvit universitatea până în 2009-2011. În 2009 am fost în Statele Unite Americii. Am procurat o combină, am început să fac servicii. Apoi ne-am început a dezvolta. Iarăși am primit de la oameni, adică ne-au propus ca să iau în arendă terenurile, erau terenuri părinților, buneilor și am început încetșor să activăm, să practicăm agricultura. Din asta am văzut că cât de cât putem să ne descurcăm, roade scoteam, prelucram solul calitativ și respectiv am început să mai luăm niște terenuri în arendă de la persoane fizice. Până la moment am început să cultivăm peste 500 de hectare. Da, Adrian, tăticul este agronom după profesie. Da, da. A jucat un rol în alegerea profesiei? Păi, cred că genetic. Că, sigur că 2003, atunci procurarea tractorului a fost cu ajutorul lui și iarăși mai departe, cu un sfat, cu un ajutor, a fost influențat și asta, că, fiindcă tata a fost agricultor și a fost agronom. Ai studiat Facultatea Economiei și Relații Internaționale mai departe decât culturile de câmp de la Sagaidac, dar te-ai oprit aici.
Păi eu din start, când am început să învăț la universitate, practic ne-am spus că învăț că să am o specialitate, să fiu cu studii superioare, dar până la urmă am fost de părere că să mă ocup cu agricultura. Da, mulțumim! Vom reveni pe parcurs. Denis Gherciuc, sunteți cam de o seamă, aceeași vârstă cu Adrian, da? Da, da, da. Așa. Cum ai început tu? Ce te-a influențat? De ce ai hotărât să te ocupi de agricultură? Ну, как бы мы я родился в сельской местности и как бы вот так сложилось. Eu sunt de Baștine, dintr-o localitate rurală. Tata avea un tractor și eu de pe la 12 ani mergeam cu el peste tot. С ним то туда-сюда ездил, как бы. 12 лет на тракторе. Да, тата am încredințat tractorul. El pleca periodic la muncă peste hotare și de la 16 ani eu am început să lucrez câte puțin. На заработки 16 лет я потихоньку он оставил трактор свой, я потихоньку работал. И увидел, что получается, можно что-то делать, взял. Am văzut cât îmi reușește. Am luat loturile tatălui, ale altor rude și câte puțin încercam să semăn. Tata îmi mai dădea sfaturi. Отец подсказывал немножко одно, другое и вот так потихонечку, потихонечку, потом взял в примарии землю в аренду. Apoi am mai luat loturi cu chirie de la primărie, așa am început să activez în domeniul agricol. Am semănat diverse culturi și am văzut că iese cu un profit și am decis să mă opresc la acest domeniu. Ies, виходе копейка. И как бы остановился здесь на этом ies. Как бы люди села. Oamenii din sat mi-au propus atunci pământ. Am luat loturi și de la ei și așa am pus ușor afacerea pe roate. Пошло дело. Da. Mulțumim, Denis, vom reveni la experiența ta de activitate. Vrem să oferim cuvântul și invitațiilor noștri să se includă în discuție cei de la Chișinău și aș avea și o întrebare pentru Constantin Olteanu, jurnalist în domeniul economic, să ne spună cât de des sunt cazurile, practicile bune cu tinerii în agricultură, dacă cunoaște, și cât de des ei reușesc și dacă reușesc în agricultură, iar pe Galina Petrache să ne spune ce domenii ar trebui sprijinite de stat cel mai mult ca tineretul să-și găsească de loc de lucru aici, la noi, în Moldova. Am înțeles că eu trebuie să vorbesc, să răspund la prima întrebare. Din păcate, aceste exemple nu sunt deloc foarte frecvente, sunt destul de rare. Mai mult chiar aș vrea să atrag atenția asupra felului în care primul vorbitor, Adrian Talmaci, a intrat în agricultură. Și-a procurat un tractor pe care l-a procurat împreună cu taică-s-o, din banii lui taică-s-o, apoi a plecat în Statele Unite. Vedeți că nu a fost o determinare clară să meargă în agricultură. A mers în Statele Unite, după care revine acasă și își cumpără o combină. Vreau să insist, să atragem atenția spre faptul că tractorul l-a cumpărat din banii părinților, iar combina a cumpărat-o după ce a venit din Statele Unite, unde bănuiesc eu nu a fost să meargă prin muzee, dar a mers prin, nu știu eu, unde a lucrat el, dar bănuiesc că a lucrat și a venit cu niște bani, bani pe care i-a dat probabil pe combina. Din păcate, asta ar însemna că statul nu a prea participat la startul acestui tânăr. A fost un start pe care l-a suportat singur și aici văd eu nu e cazul să vorbim despre niște politici ale statului prin care odată aplicate, niște tineri au venit în agricultură. Aș vrea totuși să se întâmple ceea ce noi vorbim atât de des pe la seminare, pe la întâlniri de tot felul, că uite, tinerii sunt atrași, tinerilor li se acordă suport. Chiar să luăm acest model de subvenționare care se aplică acum, subvenționarea deocamdată presupune suport financiar post-investiție, deci după ce un producător
investește într-un proiect, să zicem, cumpără un tractor sau defreșează o livadă sau plantează o altă livadă, după asta îi se dau bani. Deci condiția este, și este o condiție esențială, ca el să aibă acești bani din start. Despre tineri se poate spune că ei nu au acești bani. Deci politicile de subvenționare exclud practic tinerii din câmpul lor de acțiune. Știu că noua lege privind susținerea și dezvoltarea agriculturii, noua lege de subvenționare, una care a fost adoptată anul trecut și care are ca termen de acțiune, dacă nu greșesc, vreo 5 ani, știu că această lege presupune și are în proiect și subvenționarea, adică suportul înainte de investiție, la începutul proiectului. Din păcate, acesta nu s-a făcut anul acesta și auzim, așa am auzit eu chiar înaintea emisiunii, că se va proceda astfel abia începând cu anul următor. Ar fi un pas prin care tinerii ar putea fi susținuți, ar putea fi susținuți atunci când ei au nevoie, când încă aripile lor încă nu le-a permis să-și ia zborul. Am văzut în reportajul acesta din Cimișlia niște imagini cum un domn în cămașa albă ducea un cărucior cu caise într-un frigider. Vreau să constat că, din păcate, agricultura arată un pic mai altfel. Cămașa nu e întotdeauna atât de albă și căruciorul ăsta nu e chiar atât de ușor de dus spre frigider. Drumul spre frigider e unul mai mare și e mai greu. Drumul spre frigider înseamnă un efort este extrem de mare. Drumul spre frigider înseamnă asocierea unor producători, înseamnă să obții un suport, cel puțin frigiderile care s-au construit în ultimul timp, s-au construit în mare parte cu suport din partea Uniunii Europene, dacă nu greșesc. Deci este un efort mult prea mare ca să reducem totul la un bărbat în cămașa albă care duce un cărucior cu caise. Bună seara încă o dată. Referitor la atragerea tinerilor, femeilor fermieri, tinerilor producători care sunt la început de cale, dar după cum a zis și domnul Olteanu, legea cu privire la subvenționare prevede și subvenționarea start-up-urilor, cei care încep o afacere nouă. Acest proiect de regulament este deja practic definitivat, chiar în săptămâna următoare va merge către ministerele responsabile pentru avizarea regulamentului privind plățile în avans pentru tinerii fermieri. Acest regulament anume va fi pentru cei care pentru prima dată se lansează în afacere, pentru prima dată vor să planteze o plantație pomicolă sau să construiască o seră, să investească în post-recoltare și procesare sau pentru construcția de ferme zootehnice și procurarea de animale de prăsilă. În cadrul acestui regulament și el va fi implementat începând cu anul curent, nu din anul următor, sperăm că vor beneficia foarte mulți tineri. Vreau să vă zic că aportul tinerilor în cadrul acestui proiect va fi cu început de la 10%. Mai apoi venind cu, și statul venind cu 50% din valoarea investiției pe care o va efectua. Aceste tranșe se vor transfera treptat conform contractelor încheiate și procedurile care vor fi stabilite și vor fi aduse mai târziu, cred că în timpul cel mai apropiat, după ce va fi aprobat regulamentul de către guvern, va fi adus la cunoștință tuturor producătorilor agricoli. Începând de săptămâna viitoare va fi regulamentul consultat și cu societatea civilă pentru a vedea acei producători, asociațiile, ca să vină cu unele îmbunătățiri a regulamentului de subvenționare. Ce ține de frigiderile construite, vreau să vă zic că acest proiect a fost finanțat de Banca Mondială,
prin proiectul MACPI. Aceste frigidiere foarte multe au fost construite în urma implementării, în urma asocierii producătorilor agricoli și vreau să vă zic că la situația de în ziua de azi avem create peste 33 de grupuri de producători care s-au asociat și chiar în Cimișlie au fost primul frigider construit de către domnul Basan, cum a relatat și domnul Bargan. Sunt foarte multe frigidere, însă trebuie și producătorii să știe că atunci când statul investește în agricultură, în investițiile care se efectuează, trebuie să fie și un impact. Trebuie să fie create locuri de muncă, plătite impozitele la timp, ca să avem de unde acorda și subvenții pe diverse domenii. De ce totuși sunt puțini tinerii care merg în agricultură? Pentru că e vorba de antreprenori și vreau să spun că se spune că a fi antreprenor nu înseamnă a profesa un anumit gen de activitate, ci înseamnă a antreprenoriat înseamnă trăsătură de caracter. Înseamnă să fii un spirit inovativ, înseamnă să ai îndrăzneala de a căuta și de a promova și de a aplica noul, înseamnă să poți și să-ți asumi niște riscuri, lucruri pe care nu-l pot face chiar oricine. Sunt rari cei care pot face care au aceste trăsături de caracter, de aceea și sunt puțini tineri care ajung în agricultură. Încă ceva. Agricultura are ca și concurenți domenii foarte atractive, cum sunt este IT-ul, cum este aceste porți deschise spre Europa și ea trebuie să ofere condiții extrem de atractive ca acești tineri să decidă în ultima instanță să rămână în sat. Vom reveni la această discuție. Acum aș vrea să propun să urmărim un reportaj, să vedem într-un fel așa o reflectare video a celor ce au spus vorbitorii de studioul central și anume oportunitățile pe care le au agricultorii în Republica Moldova. Rog reportajul pe post. Agricultura continuă să fie un sector primordial în economia țării noastre în care se investește și se tinde spre atingerea calității și a standardelor înalte. Printre prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 se regăsesc creșterea competitivității sectorului agroalimentar din Republica Moldova prin restructurare și modernizare, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. Pentru atingerea acestor obiective se realizează un șir de eforturi și se fac investiții impunătoare. Noi știm că avem un buget al Ministerului Agriculturii. Există fondul de subvenționare a producătorilor agricoli, care este impresionant. S-a ajuns la câte un miliard pe an, ceea ce chiar este o cifră impresionantă. Sunt programele IMPARD, la care noi suntem eligibili și aici se vine iar cu sume la fel de impresionabile. În cadrul tuturor programelor și măsurilor de susținere a agricultorilor, un loc special îl ocupă tinerii, care se bucură de mai multe avantaje și facilități. Avem aceste posibilități prin care producătorii agricoli, tineri, fermieri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani beneficiază de sporuri sau de subvenții majorate. Dacă vorbim de o subvenție în condiții generale, atunci un tânăr fermier suplimentar pentru faptul că este tânăr poate ajunge suma subvenției chiar și 65% din valoarea investiției. Anul trecut, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, au fost depuse circa 7800 de cereri de finanțare în valoare totală ce a depășit 800 de milioane de lei. În temeiul legii bugetului de stat pentru anul 2017, în fondul de subvenționare a producătorilor agricoli, au fost prevăzute mijloace financiare în mărime de 900 de milioane de lei, ceea ce este cu 20% mai mult decât în 2016. Până la sfârșitul anului precedent, a fost oferită finanțare pentru 5000 de cereri în valoare de 520 de milioane de lei, iar circa 2700 de cereri în valoare de până la 240 de milioane de lei urmează a fi finanțate din fond anul curent.
Începând cu anul 2018, conform agendei și conform obiectivelor pe care le-am trasat, vom dezvolta o măsură nouă și anume un program destinat proiectelor start-up, proiecte înființate anume de tineri fermieri, prin care aceștia vor putea primi subvenția în avans, adică în baza unui business plan. Grație subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în anul 2017 a fost posibilă atragerea investițiilor în sector de peste 4,3 miliarde de lei, fiind create circa 3.900 de locuri de muncă. A fost atestată o creștere de investiții realizate în zona de sud a țării, în particular din raionul Cimișlia. Anul trecut, aproximativ 180 de producători agricole au solicitat subvenții în sumă totală de peste 22 de milioane de lei. Activitățile realizate de producătorii agricoli din raionul dat reprezintă exemple și pentru alți tineri, cei care ar dori să se lanseze într-o afacere, că există posibilități, există fonduri care vin să încurajeze sau să stimuleze realizarea celor idei. Noi trebuie să ne gândim la faptul că suntem eficienți și asta. Noi trebuie să ne gândim că vrem să ajungem și să depășim, să fim competitivi pe piața internațională. În același timp, noi suntem o țară mică. Noi avem strugurii cu care suntem competitivi, noi putem să creăm produse artizanale care sunt specifice regiunii. Noi avem mare șansă să putem să dezvoltăm agricultura ecologică. Noi avem istorie de succes a oamenilor care lucrează În agricultură, dezvoltă servicii, cât au nevoie de aceste servicii. Agricultura astăzi se evidențiază într-un mod deosebit prin impactul și caracterul său multifuncțional. Aceasta nu mai apare ca un gen de activitate plictisitor, caracterizat prin multă muncă fizică, destinat unor categorii specifice ale populației. Agricultura înseamnă mai mult decât producția alimentelor, iar pe lângă rolul său important economic, acum i se atribuie și importanță majoră socială și de mediu, iar cu eforturile continue din partea mai multor instituții și organizații de resort, în vederea informării și susținerii agricultorilor, întemeierea unei afaceri în acest domeniu acum este mai accesibilă, iar rezultatele chiar impresionante. Revenim în studioul local. Aș vrea să vă întreb, stimați agricultori, antreprenori, și aș vrea să încep cu Denis. Denis Gherciuc, deci cât de accesibile sunt aceste fonduri, aceste proiecte și dacă v-ați folosit de un proiect, aveți un proiect, cum ați reușit? Puteți să spuneți istoria. Я услышал за эту программу 2К. Пошёл к ним в офис. Am auzit despre programul 2KR și am mers în oficiul lor pentru a întreba în ce constă. Ei mi-au explicat condițiile, jumătate din prețul tractorului, o achiziție la început, fără gaj sau alte aspecte ca la băncile comerciale. Как в банке есть залог, надо в залог дом поставить, то здесь без залога. Пол стоимости оплатил трактора. И на 2 года. Jumătate din prețul tractorului o achiziți și timp de 2 ani, cealaltă jumătate câte puțin. Пол стоимости трактора. În preț, chiar poți să spui cât ai plătit? Cum? Я платил первый год 200 тысяч. Eu am achitat în primul an 200 de mii, anul trecut, fiind al doilea an 100 de mii și în acest an mai am de achitat la fel 100 de mii. M-am protocolat și aici. Și padau primul god, padau la subvenții 200 tisici, vernuli 49 tisici. În primul an am aplicat pentru subvenționarea celor 200 de mii și mi-au restituit 49 de mii. Anul trecut am aplicat cererea de subvenționare și mi-au restituit 23 de mii. Și în acest an voi aplica. Și asta, хочу сказать, что помощь это, как бы сказать, она очень кстати. Acest ajutor este foarte oportun pentru începători. Mi s-au restituit 50 de mii. Cu această sumă eu pot procura utilaje noi. Așadar, asta este un mare plus. Te-a ajutat cineva, fiindcă spun că trebuie să ai plan, trebuie să ai studii. Nu a fost nevoie de problemele acestea. Cine te-a ajutat? Они сказали перечень документов должна быть.
I-a predăstat un perechin documentov. Ei mi-au dat lista actelor necesare pe care le-am pregătit. Era nevoie de a avea teren în proprietate, fondată o gospodărie agricolă care deja exista atunci. Mi-a creștianscă hăzeastă a fost открыta și zemlea bila și bila v arendă. Terenuri tot aveam cu chirie. Ei au văzut actele, ce loturi am cu chirie. La acel moment aveam 30 de hectare de pământ. Mi-a bila na tot moment 30 hectare zemli. Ei pasmătrele, găvărat. Ei analizează aceste date și iau o decizie dacă pot sau nu aloca resurse financiare și cine va putea sau nu să achite tractorul. Mulțumim! Ai reușit și ne pare bine, un băiat simplu din Bogdanovca, raionul Cimișlia, a reușit. A trecut prin toate greutățile, nu i-a fost frică și a reușit. Acum să vedem Adrian Talmaci. Adrian, pare mi se că ai două combine performante. Cum ai reușit și în ce proiecte ai participat cu subvențiile? Cred că ai studiat mai mult. Cine te-a ajutat? Păi, da, iarăși tot am apelat și noi la un proiect. Mai întâi, până am luat combina, am procurat un tractor, MTZ-952, prin proiectul IFAD, adică 40% ca grant, 60% ca credit. Și achităm lunar. Anul acesta de acum am procurat un tractor din banii proprii, tot la fel MTZ-952. Cât privește combinele, una este de mâna a doua, adică este procurată din bani personali. Cea nouă este o combină performantă de model clas Tucano, acolo trebuiau mai mulți bani, am apelat la proiectul Mecagro. Am vorbit și am discutat cu dumnealor, mi-au acceptat cererea, mi-au oferit ceea ce prevede contractul, am achitat de acum două rate, mai avem de achitat puțin și o să ieșim în capăt cu combina achitată. Vreau să concretizez, ai peste 500 hectare, culturi de câmp mai mult. N-ai încercat și în alte domenii? Care sunt motivele? Păi, din start, da, culturile de câmp, fiindcă la moment avem foarte multe câmpuri de defrișat, încă, adică, respectiv, de la persoane fizice, arendate. Culturile de câmp doar grâu, orz, porumb, floarea soarelui. Pe viitor, în perspectivă, preconizăm să plantăm, cred că, niște vie, livadă, dar mai întâi să defrișăm tot ce avem de defrișat, ca să pregătim solul pentru următoarele, adică pentru culturile multianuale. Mulțumim și acum vrem să revenim la invitații din studioul central și aș vrea să întreb și pe Constantin Volteanu dacă cunoaște din presă sau din practica personală ce eficiență, să spunem, au aceste investiții, dacă cunoaște istoriei de succes, fiindcă de multe ori cunoaștem începutul istoriei și mai puțin sfârșitul. Iar pe doamna Galina Petrache vreau să întreb dacă cât de receptive au fost organele de stat la adresările cetățenilor, cam câți din cei ce se adresează primesc ajutoare și cam ce sume se dau la, să spunem, la indemnizații, la subvenții și cam ce sume pot accesa tinerii de la proiecte, în dependență de program. Din câte văd eu, și Denis și Adrian sunt la etapa business-ului când acesta începe să le schimbe viața. De fapt, asta trebuie să fie schimbarea care o generează în cazul acesta un proiect în agricultură, trebuie să le schimbe viața spre bine. Dar cred eu că agricultura nu trebuie să schimbe viața unui om, dar trebuie să schimbe viața oamenilor de la sate, în general. Nu, e prea puțin să vedem 2, 3, 4 tractoare noi în sat
sau o combină performantă. Eu personal aș vrea să văd un sat cu drumuri mai bune, un sat cu oameni un pic mai luminați la față, un sat cu oameni care construiesc case. Nu se prea construiesc case acum prin satele noastre și asta înseamnă că nu se prea vede clar orizontul, nu se prea vede bine viitorul acestor localități. Eu asta aștept de la agricultură și asta spre asta aș vrea ca să ducă proiectele inițiate de Adrian și de Denis. Din păcate, și unul și celălalt au ca și domenii, așa ca să zic, cultivarea, producerea culturilor cerealelor, dacă mă greșesc. Nu e deloc ușor să faci și lucrul acesta, dar e mai ușor decât să faci agricultură cu valoare adăugată înaltă. E mai greu să faci agricultură cu mulți angajați și, în general, agricultura cu mulți angajați e aproape imposibilă în satele noastre pentru că nu prea avem pe cine angaja. Nu sunt brațe de muncă. Se dă lovitură după lovitură satelor noastre, tot chiar în ultimii 2 ani s-au angajat, dacă nu greșesc, prin zonele economice libere, vreo 15.000 de cetățeni pe la întreprinderile astea care produc cablaje. Nu zic că e rău, e bine, treaba lor cu industria lor, dar noi ne gândim și vorbim acum despre agricultură. Și anul acesta se spune că altele vreo 10.000 de alții vreo 10.000 de cetățeni urmează a fi angajați la alte întreprinderi de cablaje. Cu cine vom face agricultură? Denis și Adrian singuri e prea puțin pentru a merge în câmp și a face agricultură. Trebuie să facem agricultură care aduce bani. Iar agricultura aduce bani mai ales dacă vom ajunge cu produsele pe care le avem în piețele din afară. În piețele noastre, vedeți ce se face în piețele noastre vara și toamna. Mergeți la piața agricolă de pe strada asta de lângă combinatul de tutun și vedeți pe al de Denis și Adrian dormind printre lăzi cu ardei sau pe saci cu cartofi. Aștia sunt antreprenorii despre care vorbim noi. Cam aștia sunt, pentru că ei sunt nu doar chinuiți, treziți la 3 noapte ca să meargă în câmp, dar și mânați la o piață în Chișinău să-și vândă produsele și de cele mai multe ori să le vândă la prețuri care nu acoperă în totalitate cheltuielile. Bine, își scot ei banul băgat, dar nu își scot și munca pe care o depun. Eu personal aș vrea ca agricultura să fie un pic mai bună cu oamenii și chiar cu cei care produc. Din păcate, și unul și altul sunt modelele pe care le văd. Să zicem că se uită niște copii acum la televizor și văd cum doi tineri mai mari cu 5-10 ani decât ei fac agricultură și se întreabă dacă asta e viitorul pe care îl vor avea și ei. Nu știu dacă și-l doresc acești copii, acest viitor. Aș vrea să meargă și ei spre aceste astfel de activități, dar să meargă pe drumuri un pic mai puțin bătătorite, drumuri mai bune. Aș vrea să cei care încep agricultura să aibă acces la credite, aș vrea ca acești tineri să poată merge la bănci știind că există undeva un fond de garantare a creditelor, să fie susținuți prin politici clare ale statului de sprijin a tinerilor, atunci cred că putem vorbi despre o perspectivă clară a tinerilor în agricultură și a agriculturii în general. Referitor la oportunitățile pentru tineri, deja cum a fost relatat și în reportaj, tinerii, femeile fermieri, începând cu anul precedent,
sunt alocate mijloace financiare suplimentare. Vreau să atrag atenția că pentru anul 2017 pentru în jur de 170 de tineri au fost alocate peste 3 milioane numai subvenții suplimentare și pentru femei fermiere au fost acordate peste 5 milioane de subvenții suplimentare. Ceea ce ține de procedura de accesare a subvențiilor, Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură are 10 oficii teritoriale la care toți producătorii agricoli pot să se adreseze pentru a depune pachetele de documente. Totodată vreau să zic că în 2017 au fost selectate mai multe companii de consultanță care au menirea de a consulta, de a instrui tinerii în agricultură, deoarece pentru a avea o agricultură performantă trebuie să avem și studiile în domeniu, să știm cum să plantăm, ce să plantăm, unde să plantăm. Totodată aș vrea să vă zic că în politica statului pentru anul 2018 avem în proiect, este la jumătate de cale, acel fond de garantare a creditelor, fiindcă înțelegem foarte bine că tinerii nu au ce pune în gaj și nu pot să acceseze creditele care sunt la niște procente destul de mare pentru ei. De aceea statul acum lucrează la un proiect de lege ca până la finele anului acest proiect să fie aprobat și începând cu anul 2019 să putem oferi acel garant din partea statului la accesarea creditelor. Totodată vreau să vă zic că referitor la îmbunătățirea vieții în localitățile rurale, la fel este prioritatea numărul 3 din strategie la care se lucrează acum pentru a implementa proiectul LIDER în Republica Moldova. Ce înseamnă proiectul LIDER? Proiectul LIDER înseamnă că noi trebuie să atragem în dezvoltarea localităților rurale și autoritățile publice locale, să facă parteneriate public-privat, să-și dezvolte localitățile, acele drumuri, grădinițe sau alte necesități care sunt necesare în localitățile rurale. Vreau să vă zic că la moment sunt implementate astfel de proiecte de către programul SARD, iarăși este din proiectul EMPARD, din programul EMPARD. Este ca un program, proiect pilot în UTA Găgăuzia și Taraclia, în cadrul cărora deja au fost constituite peste 8 grupuri de acțiune locală. La fel este în nordul țării Asociația Procore, care are deja 5 galuri, și în centrul Republicii avem 3 galuri deja constituite, ceea ce va ajuta autoritățile publice locale și agenții economici de a se asocia și de a beneficia de anumit sprijin din partea statului și de a dezvolta localitățile anume pe domeniile pe care ei le consideră că sunt necesare și prioritare pentru localitatea respectivă. Continuare, cât de compatibile sunt, să spunem, agricultura profitabilă, rentabilă și prețurile accesibile ale consumatorilor. Vom face acest lucru la piața agricolă din Cimișlia și vom vedea cum percep consumatorii și deci produsele agricole sunt scumpe, nu autohtone și așa mai departe. Să urmărim. De ce strugurii moldovenești sunt mai scumpi decât mandarinele aduse din Turcia sau Grecia? Să-i cumpărăm la timp. Să avem unde să-i păstrăm noi, să-i cumpărăm din toamnă, să avem producția noastră păstrată de fiecare gospodar. Nu știu, nu cumpăr eu iarna struguri. Nu cumpărați? Nu. Dar miere, piere? Miere cumpărăm tot. Întreb dacă sunt la Moldova, da. Și nu știi, la Moldova ori nu. De-am depindit de vânzători și ne spune. Toamna am vândut, că am avut și eu, undeva la 8 lei Moldova s-au vândut. Da? Da, de câmp ne-au luat. Cheltuieli cât la frigider, cam scump. 25 și bun, dacă 30 e cam mult. Mai de sus,
cei de la Parlament să mai ridice lefile la lume și o leacă să mai reducă, da, prețurile. De ce are nevoie agricultura moldovenească? Pentru ca să ofere prețuri rezonabile consumatorilor. Și să produce mult, că agricultorii tare mult produc. Da. Și este a noastră autohton, este, producția noastră este. Trebuie să vândă. Da, aici, o leacă nu? Mai joasă prețurile. Păi sunt producții mai multe. Altă, asta-i. Dacă ești mai mult, atunci scade prețul. Și e puțin întotdeauna. Chiar de nu e așa valoros. Dar dacă e puțin, și lumea vrea să guste așa și plătește mai scump. Cât de dispuși sunteți dumneavoastră să faceți o afacere în agricultură? De ce ați avea nevoie? Ca atare, eu fructe am acasă și mere și pere și pejă și vișini și cereașă și căpșună și malină, chiar și mere la mine crește în grădină. Mierea de albine crește în grădină. Poate. Păi ce, de ce nu? Se poate. Numai că agricultorii își pun la dânșii în buzunare. E tot pentru dânșii. Și lumea tot... Rămâne. Da. Ei tot se gândesc la finanțele lor. Și noi, cetățenii de rând, suportăm. Nu mult, dar iese. Nu, mult este vine. Da. Trebuie și multă muncă. Uh-huh. Să ai tehnica ta, să prelucrezi singur tehnica, e mai convenabil, dar să arendezi tehnică e mai problematic. Nu m-aș ocupa cu agricultura, nici într-un caz. E riscant. Am lucrat în Portugalia, acolo trebuie să ai de multe, de toate. Să ai și cartofi, și curechi, și una și alta. Dacă nu câștigi la una, și el te acoperă pe asta. Dar dacă se ocupi numai cu ramuri și ai dat un bar, clar că nu. Dar în primul rând nu m-aș ocupa și nu mă bag în detalii. Ați urmărit, stimați invitați, acest reportaj și mai devreme Constantin Olteanu spunea că ar fi bine să vă orientați și la culturi care sunt cu valoare adăugată, adică, mă rog, pomșoare, struguri, fructe și mai departe. Ați văzut ce spun și cetățenii că chipurile voi vă gândiți la finanțele voastre și nu vă gândiți la prețuri. Dar să vă întreb, cum vedeți activitatea voastră peste 2-3 ani? Veți schimba puțin profilul, veți extinde și de ce depinde aceasta? Să începem cu Denis. Думаем расширяться как потихонечку все и потихонечку расширяться, приобрести комбайн. Pe viitor planificăm să ne extindem câte puțin, să procurăm o combină bună. Credem că dacă lucrurile vor evolua și în continuare la fel ca acum, vom reuși să înregistrăm succese. Думаю, чего-то достигнем. Dar la Bogdanu, ca cuvița de vie, nu se ocupe sau... Nu, виноградом заниматься это одно, ну, надо рабочую силу. Рабочую силу. Pentru vița de vie e nevoie de brațe de muncă, dar e problematic la acest capitol. Mulți sunt plecați la munci în Rusia sau în Europa. В Европе рабочую силу тяжело найти. Chiar dacă ar fi nevoie de a angajat un tractorist, el necesită a fi instruit, iar asta e complicat. Mai simplu e să lucrezi singur. Înțeles. Și Adrian, ce perspective pentru afacerea ta vezi în viitor apropiat? Și cum spunea și invitații din studioul central, vă includeți și în dezvoltarea localității, poate ajutați la un drum, la un trotuar, niște locuri de muncă, puneți umărul în satul vostru natal. Păi, eu totdeauna am fost de acord cu ideea că un sat dezvoltat este atunci când este o gospodărie agricolă dezvoltată, fiindcă în sate, în primul rând, oamenii au de lucru acolo unde este gospodărie dezvoltată, oferă locuri de muncă. Pe viitor, eu preconizez, adică eu consider că cel mai bine pentru orice agricultor este ca să-și înnoiască parcul de tehnică agricolă și să diminueze cheltuielile, adică să mecanizeze mai tot, să diminueze cheltuielile ca să poată să ajungă la un sinecost mai mic pentru a ajunge la un profit mai mare ca să poată să dezvolte în viitor. Mulțumim și am vrea să auzim și părerea celor din studio pe scurt, când ne aflăm spre finele emisiunii. Totuși,
sub formă de concluzie, cine va relansa agricultura, nu doar la Cimișlia, dar în toată Republica? Spun că nu trebuie să comparați strugurii noștri cu mandarinile lor. Trebuie comparați strugurii noștri cu strugurii lor și mandarinile lor cu mandarinile noastre, pe care nu le avem, din păcate. Da, strugurii lor nu sunt deloc ieftini. A noștri sunt mult mai ieftini și mult mai accesibili pentru consumator, așa că totul e ok. Altceva e că atunci când vorbim despre roșii, roșiile din Turcia sunt mult mai ieftine decât roșiile produse în Moldova. Explicația ar fi una simplă de tot. Bună oară, în zona Antalya, acolo unde serele deja sunt pline cu roșii la această etapă, 315 zile din totalul zilelor pe care le are un an sunt zile cu soare, deci nu e nevoie de încălzit aceste spații și costurile sunt destul de mici de aici și prețurile mici pe care cu care vin roșiile din Turcia, de aici concurența pe care ne-o fac și care noi nu putem să facem față acestor producători de legume din Turcia. Vreau să mai spun ce înseamnă totuși agricultura pentru un sat. Nu trebuie Denis sau Artur, cine a spus că să ajute satul. Nu trebuie să ajute nimeni satul. Trebuie pur și simplu să fie agricultura dezvoltată sau trebuie să fie cineva care ține acest sat ca și locuri de muncă. Oamenii trebuie să primească salarii, să aibă bani. Trebuie să fie plătite impozite. Iar cândva un sat, și acum este el, dar arată un pic mai jalnic, satul Bujor din raionul Hâncești, era o fabrică de păsări acolo, una care e destul de mare. Ei bine, tot satul lucra la fabrica de păsări din Bujor, erau asfaltate drumurile, erau trotuare, apăruse chiar și niște case cu etaje pe acolo, primeau apartamente oamenii. Când s-a prăbușit această fabrică de păsări, când s-a desființat, au început să plece tot. Acum e plină Italia cu oameni din Bujor, satul acela este pustiu, pleacă toți. Deci iată ce înseamnă economie, iată ce înseamnă niște activități bine puse la punct într-o localitate. Dacă nu vom avea agricultură, nu vom avea alte activități prin sate, degeaba vorbim noi despre sate cu viitor luminos, degeaba cântăm noi frumos despre sate, că nu vom face nicio brânză acolo. Da, vreau și eu să mă refer la faptul că pentru a avea succes consider că ar trebui ca producătorii agricoli să se asocieze. De ce consider astfel? Fiind că prin asociere pot să construiască aceleași frigidiere sau o altă investiție care necesită multe investiții. La fel, prin asociere, chiar și acele frigidiere, după cum am văzut, fructele sunt destul de scumpe, fiindcă producătorii agricoli nu au unde păstra aceste fructe. Atunci când se asociază, construiesc în comun acele frigidiere, unde pot să păstreze acele fructe și să fie și exportate. Iarăși, prin asociere, producătorii agricoli pot avea o cantitate mai mare de producție agricolă care poate fi și exportată sau produsă cu o calitate destul de înaltă ca să poată fi certificată la standardele UE, de exemplu, dacă producția urmează a fi exportată. Însă producția în cantități mici și care nu are certificate de calitate, ea nici de cum nu poate fi exportată. Totuși, agricultura, eu consider că da, trebuie să sperăm că tineretul va dori să investească și să se situeze în Republica Moldova pentru a menține agricultura în țara noastră, însă ca ministerul, ca reprezentant al ministerului, vreau să vă asigur că se depune tot efortul pentru ca tinerii și nu numai tinerii, toți producătorii agricoli să aibă posibilitatea de a investi și de a fi ajutați în diferite momente în procesul de activitate. Ce aș mai putea să zic? Cred că totuși pentru a face și o
agricultură performantă trebuie să ne, ca tinerii și ca toți producătorii agricoli să facă acele studii care lipsesc la foarte mulți și până la urmă agricultura nu poate fi performantă dacă nu implementăm acele tehnologii performante cum sunt de conservarea solului și așa mai departe. Ca să avem o productivitate înaltă și produse cu valoare adăugată, trebuie să respectăm toate condițiile stricte prevăzute de actele normative. Încheiem această emisiune, stimați telespectatori, am acest pahar cu apă care se poate spune că pe jumătate este plin, dar și se poate spune pe jumătate este deșert. Am încercat să fim în această seară optimiști și am spus că este pe jumătate plin. Dacă am reușit să adunăm în jurul nostru mai mulți tineri și mai mulți din cei care cred că agricultura noastră are viitor și sunt optimiști, să zicem că am făcut un lucru bun. Rămâneți în continuare și urmăriți emisiunea alternative la canal local și canal regional. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.